Tot mai mulți bătrâni nedeplasabili care locuiesc singuri beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu. Îngrijirea la domiciliu este un segment care este deja sub incidență legală, fiind vorba despre îngrijire la domiciliu de către echipe specializate care să aibă autorizarea din partea Direcției de Sănătate Publică. Locuitorii județului Vaslui pot beneficia de îngrijiri la domiciliu oferite de unitățile care sunt autorizate de către Direcția de Sănătate Publică Vaslui. Pot menționa faptul că în municipiul Vaslui își desfășoară activitatea 9 unități de îngrijire la domiciliu, în municipiul Bârlad 2, în municipiul Huș 3, iar în rural o singură unitate, și anume ea funcționează în localitatea Munteni de Jos. Aceste unități de îngrijire la domiciliu pot contracta servicii cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Printre cei care acordă astfel de îngrijiri la domiciliu se numără și Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Vaslui. În evidența acestei instituții există foarte multe persoane de vârsta a treia care au rămas singure și au nevoie de ajutor din partea semenilor. Avem mai mulți pensionari care nu se pot deplasa, greu deplasabil sau nedeplasabil. Noi avem 3 consilieri care se deplasează la domiciliul lor, le mai face piața, le mai schimbă butelii, le mai cumpără medicamente, le mai duce rețeta de la unitate la dânsi, la așa, îi cumpără rețeta și îi duce acasă. Asta este un ajutor social. Și fiecare membru a nostru are numărul de telefon pe carnet și când au nevoie ne sună și trimitem să-l încaseze cotizația, să-l încaseze rata și așa mai departe. Sunt mai multe așa și noi îi ajutăm pe fiecare care o solicitat, noi imediat trimitem și le rezolvă treaba. Suntem hotărâți ca să sprijinim întru totul acești oameni care sunt marginalizați și zvai de păcatele lor. Serviciile de îngrijire la domiciliu par să fie o soluție de mijloc pentru vârstnicii vulnerabili rămași fără niciun sprijin din partea familiilor sau a cunoștințelor. Absolvenții claselor a 8-a au intrat în febra examenelor. Ei au susținut astăzi prima probă a evaluării naționale la limba și literatura română scris. La Vaslui nu au existat probleme, examenul fiind susținut în spital de o singură candidată, fiind operată de apendicită. S-au înscris până la această oră, sunt înscriși, 5681 de absolvenți de clasa a 8-a. La aceștia se adaugă elevii de la Fălciu, efectiv de la Fălciu, când nu ajunseseră în baza de date la centru unde sunt arondați. Preluarea subiectului s-a făcut în bune condiții, nu a fost niciun fel de probleme cu internetul sau cu rețeaua electrică. Autoritățile publice locale, servicii de concentrate implicate în activitate au fost înștiințate și poliția și jandarmeria și consiliile locale, primăriile. Până la această oră, când se apropie finalul evaluării naționale la proba de limba română, nu avem niciun fel de situații deosebite. Ar fi o situație deosebită, un copil, o fetiță din Vișoara, care este internată în spital și pentru care părinții au solicitat evaluarea în spital și am trimis comisie pentru a putea și acest copil să-și susțină proba la limba română. Chiar dacă notele vor fi luate în calcul la admiterea în licee, emoțiile candidaților la evaluarea națională s-au risipit rapid la aflarea subiectelor care au fost de dificultate medie. Ce ați avut astăzi de rezolvat? Mai mult. Subiecte care le-am lucrat la clasă, asemănător. A fost greu? Nu. Tu cum te-ai descurcat? Bine, destul de bine. S-a părut ceva greu? Nu, destul de ușor, n-a fost exagerat de greu. Ție care subiect ți-a plăcut cel mai tare? Păi, sincer să fiu, B-ul mi-a plăcut foarte tare. Păi, să facem o compunere descriptivă așa și... Tu ce subiect ai ales? Păi, o grădină, așa, nu știu. Am mai descris-o ce mi-a venit prin cap, ca să termin mai repede. A fost ușor, dar mi-a plăcut. Mâine se desfășoară proba scrisă la limba maternă, iar miercuri la matematică. Vineri până la ora 14 vor fi afișate rezultatele, iar între orele 14-18 vor fi depuse contestațiile. Rezultatele finale vor fi afișate luni 27 iunie.
Floare la ureche, așa au descris majoritatea candidaților proba orală la limba străină. Fără prea mari emoții, proba C de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională a fost un baraj destul de ușor de trecut pentru absolvenții de liceu vasluieni. Cred că va fi destul de ușor. Căruză modelele de subiecte, cum ți se par? Destul de ușor, având în vedere că știu această limbă. Da? La engleză? La engleză, da. Tu ți-ai ales? Da, eu mi-am ales. Puteam să aleg și spaniol, dar supără mai ușoară engleză. Ce limbă de circulație internațională ai ales pentru bacalaureat? Engleză. Și cum crezi că te vei descurca? Sper să fie bine, având în vedere că nu e chiar atât de greu. La ce susție examenul? La limba engleză. De ce ți-ai ales limba engleză și nu altă limbă de circulație internațională? Păi noi facem două limbi, limba engleză și franceză, și majoritatea au ales limba engleză pentru că este cea mai folosită. Candidații la prima sesiune a examenului de bacalaureat vor susține până pe 23 iunie proba C de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, urmând ca de luni să susțină probele scrise ale bacalaureatului. Încet, dar sigur, planul integrat de dezvoltare urbană începe să prindă contur. Potrivit conducerii primăriei Vaslui, la ora actuală în municipiu se lucrează la 3 dintre cele 5 proiecte incluse în PIDU. După ce în urmă cu scurt timp, consilierii locali au dat vot favorabil proiectului de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării finanțării rambursabile interne a unei linii de credit în valoare de 11 milioane de lei, singurul lucru care ar putea împiedica finalizarea acestui plan reprezintă regionalizarea țării. În 3 din cele 5 proiecte ale Planului Integrat de Dezvoltare Urbană se lucrează în momentul de față, după cum urmează. La proiectul care prevede reabilitarea infrastructurii de străzi în municipiul Vaslui, se lucrează în momentul acesta la dezafectarea podului dinspre Bârlad și la supraalergirea la 4 benzi a șoselei Ștefan cel Mare, la ieșirea înspre Bârlad și înspre cartierul Moara Grecilor. În proiectul care prevede reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii de transport public cu crearea unui terminal intermodal, precum și reabilitarea și extinderea iluminatului public în municipiul Vaslui, se lucrează la pichetarea noii rețele de iluminat public pe strada Republicii și de asemenea se toarnă fundația clădirii principale care va fi aferentă intermodalului. În cel de-al treilea proiect, care prevede reabilitarea zonei pietonale centrale și iluminat arhitectural în municipiul Vaslui, în momentul de față se continuă decopertarea centrului civic, precum și completarea cu straturi de balast a fundației pentru viitorul amplasament. Planul integrat de dezvoltare urbană cuprinde 5 proiecte cu finanțare europeană. Principalele obiective ale acestuia vizează reabilitarea celor mai importante străzi din oraș, refacerea centrului civic, modernizarea infrastructurii de transport public, amenajarea unor centre pentru bătrâni în unele imobile nefolosite și monitorizarea cu camere video a municipiului. Pentru punerea în aplicare a planului se vor cheltui aproximativ 20 de milioane de euro. Tot mai puțin vastuieni își predau rabelele la societățile din județ care se ocupă de casarea autoturismelor vechi. Dacă anul trecut au fost duse la fel vechi peste 2200 de mașini, anul acesta vastuieni au dat spre casare doar 370. Reprezentanții societății implicate în campanie explică dezinteresul oamenilor pentru programul de noire a parcului auto prin faptul că vastuienii au cam scăpat de vehiculele uzate. În 4 luni am dat aproape 100 de bonuri valorice. Anul trecut era bătaie mare pe vouchere. În 2 săptămâni am primit peste 100 de rable. Vastuienii nici nu intenționează să achiziționeze mașini noi. Cei mai mulți precizând că vor să vândă bonurile valorice. Din cele 370 de mașini casate, aproape 200 provin din zona Bârladului. O nouă serie de pensionari și asigurați se pregătește să plece la tratament într-o stațiune balneară. Este vorba despre cea 8-a serie, care are fixată plecarea în zilele de 20, 21 și 22 iunie. Pentru această serie, Casa Județeană de Pensii a avut repartizate 372 de bilete, dintre care au fost distribuite 303. Pe lângă stațiunile Nicolina și Vatra Donei, la preferințele beneficiarilor din județ s-au adăugat și stațiunile de pe litoral. Pentru a pleca într-o stațiune la tratament, un pensionar trebuie să depindească o serie de criterii specifice. A rămas mai puțin de o lună până când fiscul nu va mai primi decât varianta online a declarației unice, care trebuie depusă lunar de către toți angajatorii din România. Cu toate acestea, nici măcar jumătate dintre contribuabili nu și-a procurat încă certificate digitale calificate, fără de care depunerea actelor oficiale online la instituțiile statului nu este posibilă. Formularul 112 privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența asigurațiilor a fost introdus de la începutul acestui an și a înlocuit 3 drumuri la 3 instituții diferite cu unul singur. Angajatorii care vor să rezolve problema pe ultima sută de metri trebuie să știe că din momentul în care se adresează unui furnizor și până când fiscul înrolează în sistem, certificatul digital trec între 8 și 10 zile.
Lista privind condițiile de acordare a laptelui praf pentru copiii de până la 12 luni a fost modificată de Ministerul Sănătății. Noile criterii pe baza cărora se va acorda laptele vor fi medicale și nu sociale, ca până acum, pentru a încuraja alăptarea la sân a copiilor, considerată cea mai sănătoasă de medici. La sfârșitul lunii martie, oficialii Ministerului Sănătății au anunțat că doar mamele care au copii mai mici de un an și au contraindicații pentru a-i alăpta vor mai primi lapte praf gratuit, și copiii care nu i-au în greutate 2 săptămâni pot primi laptele gratuit. Anul trecut au primit lapte praf 40.000 de copii, iar pentru anul în curs se estimează că doar 11.000 de copii vor mai primi, banii alocați fiind de 3 milioane de lei, mult mai puțin față de anul trecut. Guvernul a modificat legea gazelor, astfel încât populația să consume mai puține resurse de import, iar prețul final să rămână același timp de 9 luni, adică până la începutul lunii aprilie anului viitor. Gazele pentru consumatori industrial se vor scumpi cu 10% de la 1 iulie, urmând ca o nouă ajustare de circa 12-14% să aibă loc în septembrie, în funcție de evoluția prețului de import. De asemenea, după expirarea perioadei de 9 luni pentru consumatorii casnici și producătorii de energie termică pentru populație, structura amestecului de gaze va fi aprobată printr-un ordin al președintelui ANR, mai spune ordonanța. Ceea ce înseamnă că există posibilitatea ca măsura privind separarea coșurilor de gaze să fie prelungită și după 12 iulie 2012, fără să mai fie nevoie de o altă ordonanță de urgență. Castrați, castrați-mă, castrați-mă, sau dacă vreți, eutanasiați-mă, pentru că ultima voastră problemă e clar, sunt eu. Cei care au apucătură animalice vor trebui să se gândească de 2 ori înainte de a săvârși infracțiuni la viață sexuală, cum ar fi violul sau abuzurile sexuale. Parlamentarii vor să-i sancționeze și mai rău, având în vedere că fenomenul a luat amploare în ultima perioadă. Vor să scoată o lege prin care pedofilii și violatorii să fie castrați chimic, la fel ca și maidenezii. Pasienii consideră că inițiativa ar fi binevenită. Sunteți dumneavoastră sau înregistrat cazuri de pedofilie? Nu. Lucrez la țară și nu există așa ceva. Asta văd, ceea ce văd eu se întâmplă în orașele mari, acolo unde sunt destui care nu au ocupații, destui care, eu știu, gândesc mai puțin, poate, eu știu, și din cauza asta ei își caută de lucru, în faptul ăsta. Deci sunteți de acord să fie castrat, nu? Bineînțeles. Păi pentru a nu mai face chestiile astea, să nu mai violeze și molesteze copii. Iar descuraja? Probabil că da, atât închisoarea cât și castrarea. Dar ce părere aveți? Categoric, trebuie să pedepsiți cu o pedeapsă aspră. Eu sunt de profesie cadru didactic. Iubesc copiii, am iubit, ceva ieșit din comun, nu se poate. Mă uitam la cazul de aseară la televiziune cu fetița aia violată și nu există, trebuie maximum de pedeapsă. Conform datelor deținute de IPJ Vaslui, rezultă că infracțiunile la viața sexuală predomină în mediul rural, iar victimele sunt în general persoane de sex feminin, iar în marea majoritate a cazurilor autorii infracțiunilor la viața sexuală și victimele acestora erau cunoștințe sau prieteni. În primele 5 luni ale acestui an, în județul Vaslui au fost constatate 25 de infracțiuni privitoare la viața sexuală, din care 14 asupra minorilor. Din numărul total de asemenea fapte, 15 au fost infracțiuni de viol și 8 au fost infracțiuni de act sexual cu un minor. IPJ Vaslui a stabilit că în acest an prevenirea infracțiunilor de natură sexuală să constituie o prioritate județeană, iar în mediul rural se desfășoară o campanie de prevenire a abuzurilor sexuale. De la începutul anului și până în prezent, 400 de vasluieni s-au adresat Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru a se interesa de oferta de locuri de muncă existentă prin programul EURES. Salariul net superior celui existent în România, precum și condițiile oferite de către angajatorii străini, constituie principalele motive pentru care locuitorii județului nostru părăsesc meleagurile natale. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui pune la dispoziția persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă prin rețeaua EURES peste 120 de locuri de muncă vacante în țări precum Austria, Germania, Danemarca, Spania, Polonia. Din păcate, în momentul de față, majoritatea locurilor de muncă sunt pentru studii superioare, ingineri zootehnici, ingineri agronomi, ingineri IT, medici. În Germania avem asistente medicale. De la începutul anului până în prezent, peste 400 de persoane s-au interesat de locurile de muncă în străinătate.
EURES reprezintă o rețea de cooperare între serviciile publice de ocupare europene și a fost creată pentru facilitarea liberei circulații a lucrătorilor în cadrul spațiului european și Elveția. Parteneri ai serviciilor publice de ocupare în cadrul acestei rețele sunt sindicatele, organizațiile patronale și alți actori implicați în piața muncii. Rețeaua este coordonată de Comisia Europeană. De astăzi, fotbaliștii galben-verzi încep munca. După aproape o lună de vacanță, jucătorii pregătiți de Viorel Hiso vor să se pună la punct cu pregătirea tehnico-tactică pentru a face o figură frumoasă atât în campionat cât și în ligă. Fotbaliștii au ajuns în localitate încă de aseară, iar azi dimineața au fost duși la Iași pentru investigații medicale. Paul Pap nu va fi prezent la reunirea lotului FC Vaslui. Viorel Hiso i-a acordat încă două zile libere, după ce aproape toată vacanța și-a petrecut-o la națională, evoluând în partidele cu Bosnia, Brazilia și Paraguay. Parțial am reușit să mă refac din punct de vedere fizic, nu mă plâng. Dacă vrei să faci performanță, trebuie să fii apt în orice moment, a spus Pap, care se află la Dej, alături de familie. Tânărul fundaș al Vasluiului este în culmea fericirii după ce l-a întâlnit pe Ronaldo, evoluând în partida care a însemnat retragerea brazilianului din fotbal. Mă bucur că am avut ocazia de a-l întâlni și de a evolua împotriva lui. Este unul dintre mari jucători ai lumii și rar trăiești asemenea momente. Papa a vorbit și despre situația de la echipă, considerând că FC Vaslui are capacitatea de a ajunge în grupele Ligii Campionilor. Comisia de omologare și licențiere din cadrul Federației Române de Fotbal a dat acceptul grupării FC Vaslui de a evolua pe teren propriu în noul sezon competițional, respectiv pe stadionul municipal Vaslui. Autoritățile locale susțin că nu au întâmpinat probleme la inspecție, singura investiție obligatorie până la începerea campionatului fiind prelungirea cu 2 metri a unui gard la sectorul galeriei oaspete. În ceea ce privește meciurile din Liga Campionilor, FC Vaslui va evolua în preliminarii pe terenul de la Piatra Neamț, urmând ca în eventualitatea în care se va califica în grupe să aleagă între Cluj Arena și Național Arena din București.